Prezent în emisiunea Audiența de la TV Giurgiu, deputatul Florian Nicolae a arătat încă o dată că elevii din clasele terminale de la liceu și de la gimnaziu trebuie sprijiniți în pregătirile pentru examenele care îi așteaptă. Să-i pregătim pentru bacalaureat și pentru studii superioare. De asemenea, trebuie să ne gândim și la elevii din clasele 7-8 pentru a-i sprijini să înțeleagă mai bine materiile, pentru a obține rezultate mai bune la testele de capacitate și la promovarea examenelor care le dau. De ce treaba asta? Pentru că dacă nouă nu ne pasă de acești tineri, trebuie măcar să ne gândim că ei reprezintă viitorul nostru. Și stabilitatea lor în Giurgiu ține foarte mult de cât de bine se vor pregăti de ei pentru viață, cât de bine se vor pregăti ei pentru examenele pe care le dau pentru studii superioare, și să ne gândim la ei că le trebuie curaj, le trebuie speranță de a trăi și a locui și a trăi în orașul lor. Florian Nicolae a mai arătat că sunt la fel de importante și eforturile pentru ca tinerii să aibă condițiile necesare dezvoltării unei cariere chiar în orașul lor. Asta înseamnă să ne gândim la o reindustrializare, nu numai la posturi pentru bugetari, să ne gândim să atragem cât mai multe, să creăm oportunități, să atragem cât mai multe investiții și investitori în orașul nostru. Suntem un oraș binecuvântat, un oraș port la Dunăre, cu potențial nevalorificat, dar cu mare potențial de dezvoltare. Cred că multe exemple de giurgiuveni care au reușit în viață și care pot să pună umăr la dezvoltarea orașului, putem să dăm. Unul dintre giurgiuvenii cu o carieră de succes prezent la rândul său în emisiunea Audiența este și pilotul Adrian Anghelescu. Eu le cer giurgiuvenilor să identifice la un moment dat care este om bun, care este de caracter, care a trăit o viață întreagă în adevăr și care este un mincinos și îl tratez ca atare. Atâta vreau. Nu se poate dezbina la nesfârșit orașul ăsta, că de-aia merge și așa rău. Sistemul de învățământ a fost permanent în atenția deputatului Florian Nicolae. Acesta s-a remarcat de altfel prin sprijinul acordat școlilor, profesorilor și elevilor din Giurgiu.